ne-am trezit chiar unii în Hosapete. Și aici unde ne-a lăsat autocarul ăla de noapte. Încă am ochii injectați. Și am luat un tuc-tuc până la Hampi. Să vedem. Să vedem ce găsim. Asta e weekendul lung în care toată lumea își face rezervările din timp. Noi n-am așa ceva. Și am mai luat de pe drum încă o fetiță care se ducea la școală. Că la ei există și școala de sâmbătă care începe mai devreme decât în mod normal. Dacă în timpul săptămânii începe la 9, la ei începe la 8. Ia uite-i pe copii. Asta e templul Shivei, principalul de aici din Hampin, unde intrăm noi în momentul ăsta. Și așa arată terasa de pe un posibil hostel la care să stăm. Vedeți multitudinea de bolovani, templu. Și bineînțeles celelalte terase, chinery. Și așa mai departe. Frumos la Hampi. Sătucul începe ușor să prindă viață și se deschide terasele, se spele pe jos. Hai să vedem ce cameră găsim. Și maimuța bea acolo liniștită ce a găsit prin gunoi, după care o să-și vadă de treaba ei. Ia uite că fetele s-au s-o sperie și s-au speriat ele. Și am ajuns la micul dejun aici cu niște prieteni din India, unde o să mâncăm niște puri bhaji. Toată lumea sunt niște tinerei care au venit aici în Hampi, tot așa să petreacă și câteva zile de ziua națională și să mai vadă puțin țara. Să vedem ce gustare. Carul alegoric de aici din Hampi, folosit la procesiuni, și acum ieșim din teoretic centrul lor vechi, care e acolo cu templu, și ieșim în strada principală, unde bineînțeles că nu ne mai auzim din cauza claxoanelor. La vioară. Cum stau bolovanii acolo, zici că cineva i-a pus în joacă. Și bineînțeles toate templele de aici din jur sunt foarte vechi. Nu că vechi. Templul Ganeshei acolo. Și bineînțeles în toate celelalte părți alte relicve de temple. Asta e stația de autobuze unde vin, să zicem așa, pelerinii din alte zone ale Indiei. Și nu știu cine a pus mai aici bolovanii ăștia, că efectiv nu e niciun munte pe lângă. Dar uite cum se învârtie așa peste tot și sunt parcă aranjați de un copilaș. Avem aici statuia Lakshmi Narasimha, care e cu mâinile retezate. În istorie unii s-au mai gândit să o mai modeleze după propriul plac. Așa se iese din plantația de bananieri cu ce au recoltat femeile. Hai să vedem și hop și așa dau jos câte una. Acesta este templul muzical în care dacă bați în coloane, tipurile sună într-un anumit fel, fiecare coloană. Pe aici. Ia să încercăm aici să vedem dacă sună mai tare. Sună cam la fel, nu știu ce să zic. Seamănă un pic cu complexul de la Angkor Wat din Cambodgia. Pam, 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 pam. Și aici probabil e un fel de altar. Ia să vedem cu, bineînțeles, ieșirea de pe horn. Da, decorul de taprom Angkor Wat cu coloanele. Și bineînțeles pe aici interiorul. Iar în curtea asta din spate avem zeitatea templului depusă în acest altar. Asta e fața ei. Shri Shadeshwar Temple. Ceva de genul. Băiatul ăla nu tunde iarbă, ăla tunde praful. Că ai trecut prin el de zici că am trecut prin Sahara. Iar aici avem tuk-tukul lui Alex Rece.
Se știe. Și am ajuns aici la templul subteran al Shivei, Underground Shiva Temple. Foarte drăguț. Foarte multe vestigii pe aici. Foarte drăguț. Și coborăm ușor în templu. Hai să ajungem sub pământ. Să vedem ce au făcut băieții aici. Marius nu fura. Până aici mergem încălțați, de aici mergem fără. Miroase un pic ca stătut abaltă de la culoarul ăsta, de la șanțul cu apă, dar pe aici se intră. Să sperăm că nu e foarte ud, deși se simte deja că e ud pe jos. Miroase a ceva un pic diferit. Și e apă peste tot pe jos. Deci de-aia e underground. Ca să fie și cu apă. Hai mă, că toți suntem din apă. Cel puțin interesant. Cel puțin interesant că nu știu unde îți pași picioarele. Asta e apa și... Hai că nu e adâncă, e până la glezne. Dar având în vedere că toți indienii s-au spălat deja pe picioare în această apă, nu te face decât să crezi că e ceva foarte curat. Foarte, foarte curat. Ok, it was a big step there. Don't worry. Thank you, thank you. Era să cad, dar n-am căzut. Nu vreau să zic că miroase, dar pute. Adică e un pic mai delicată situația. Hai, nenică. Și aici ar trebui să fie altarul unde ajungem, trecem și găsim niște petale de flori. Aici avem un monument protejat, Dandanayaka Enclosure. Să spunem așa, un fel de castelul Dandanayaka. Doar că atât a rămas din el. Turnulețul ăla și ce se vede pe aici că mai stă în picioare. Credeam că nu se mai continuă cu ceva măreț, dar ia uite cât ai. Cât ai deschiderea din coace. Asta curtea imperială. Și aici avem încă un templișor cu elefanți sculptați, căluți, oameni, care încă a rămas în picioare. Foarte drăguț. Aici avem sculpturile într-o calitate mult, mult mai bună. Sunt mai bine prezervate. Și bineînțeles, praful e peste tot. Seamănă și cu baganul din Myanmar. Un pic așa. Și e înghesuială, maximă. E bazarul, e sâmbătă. Dar cel mai mișto e mesajul de aici, de pe această pancardă. Just a second. Mai bine să fii domnul care întârzie decât să fii domnul care a decedat. Așa se traduce direct din engleză în română. Și băgăm de zor o fugă să prindem apusul de acolo de sus de pe deal. Bineînțeles că e haos și nebunie aici în piață, în bazar. Dar cu puțin noroc, hai că mai e o jumătate de oră până ce apune soarele, sper. Și am început urcarea către deal, către vârful dealului. Sunt un pic de nori. Sper să se mai coloreze. Și o dăm băiețește pe deal. E și o maimuță acolo care are treabă. Două. Ia uite că mai vin una. O șopârliță. Ce faci, bă, frumoasă? Hai, ce frică? Nu, ce frică, bă, ce tare ești. Și acolo jos, am pe eu. Hai că nu mai mult. Marea scărpâneală. Ia uite, mă. Așa, dă-i și pe urechi.
Da, și în spatele Hampiului încă un câmp de bolovani. Încă un câmp de bolovani. Și băgăm și coloană sonoră. Pentru ce nu s-a prins, asta e ultimul mohican. Scena aia cu stânca în care aleargă băieții. Hai că imediat suntem sus pe vârf. Și când ajungem sus, ajungem să intrăm pe aici prin templu, unde trebuie să ne lăsăm la intrare galoșii. Muzica bubuie. Ia să vedem pe unde ajungem, pe acoperișul templului. A, uite aici sunt scările. Deci centrul templului lipsește, dar avem niște trepte. Și urcăm pe ele frumos până sus. Hai băieții, nu ne oprim acum. Și am ajuns. Asta e vârful vârfului. Așa se vede de sus, de pe deal. Întreaga vale începe să se întunece, pentru că și soarele începe să se ascundă acolo departe. Iar noi stăm acolo jos, în dreapta, undeva pe acolo. Deci în împrejur e și un lac în spate, se vede clar râul. Și bazarul de la noi a prins viață de apoi. Totul este luminat, totul este plin, este sâmbătă seara, se mănâncă, se gătește și se vinde puțin pește. Și aici, la restaurantul la care am mâncat de cină, pe perete este arma împotriva maimuțelor. Am văzut astăzi niște fetițe încercând să alunce maimuțele, care sunt, bineînțeles, peste tot prezente și peste tot își fac de cap. Dar amuzant, să fie la îndemână pentru orice eventualitate. Hai, noapte bună tuturor!